faceți? Stați că am greșit cană. Salutare! Ce mai ziceți? Este foarte, foarte cald afară. Asta ca să vă pun în temă de ce mă ascund de univers. Am fost acum, am vrut să dorm puțin și nu mi-a ieșit. Și da, salut! Ce faceți? N-am mai făcut un daily vlog de mult și n-am mai vorbit cu voi, cred că în daily vlog dinainte să plec în Bulgaria, cred. Parcă atunci a fost ultimul daily vlog. Parcă, nu mai știu. Chestia este că s-au întâmplat multe de când am fost la mare. Da, am venit de la mare foarte hotărâtă pe treabă, așa, pusă pe treabă, pentru că aveam niște planuri foarte mari pentru luna iulie și cert este că s-au dus dracu toate. Da, s-au dus dracu toate și tot a ieșit praf și pulbere și nimic n-a ieșit din cum am vrut eu. Și am o stare absolut formidabilă din cauza asta. Sunt atât de veselă de nu se poate și încerc să-mi reiau ritmul vieții și încerc să reiau lucrurile așa cum ar trebui să fie și încerc să fac ceva, dar mi-e foarte, foarte greu pentru că sunt foarte supărată și pe mine și pe situație și pe... Da, ideea era că mă vedeam foarte clar din iulie, luând-o așa într-o altă direcție, adică viața mea luând-o așa spre o altă direcție și pur și simplu a fost tăiată direcția aia, a fost amputată. Și da, mă enervează foarte tare treaba asta și mă doare și mă sâcâie și da. Trebuie practic să iau lucrurile de la zero, să înghiți am de înghiți și să merg mai departe și mă enervează cumplit și mie, cum ziceam, e greu și mă... Așa, dar mă readaptez. Pare rău că sunt așa foarte criptică, dar efectiv n-are sens să vă zic despre ce era vorba. Dacă n-a ieșit, chiar n-are sens să vă zic despre ce era vorba. Și acum zilele astea simțeam nevoia să-mi dau de lucru, să-mi dau ceva de făcut și de asta ați văzut că ieri m-am apucat să îmi fac o... cum îi zice? Să mă înregistrez cărțile și m-am apucat pe Notion. Ca asta ați văzut voi în prima parte a clipului, cum am apucat pe Notion să îmi scriu toate cărțile, titlurile și autorul, nu m-am complicat cu mai mult. Să scriu titlul și autorul și să îmi înregistrez efectiv toate cărțile pe care le am. Deocamdată am luat mare parte din ele și sunt aici, le-am mutat aici, din că erau întinse prin toată camera și le-am mutat aici într-o parte. O să mă duc să iau și rafturile alea ca să-mi fac de lucru, ca să-mi dau de lucru cum... să-mi ocup mintea, dar deocamdată m-am ocupat de chestia asta, să-mi fac, oricum vroiam, aveam intenția asta să fac de mult timp, să-mi fac așa un fel de document. Eu mi-imaginam un Excel, că un Excel în care să am o pagină cu cărțile necitite și o pagină cu cărțile citite, dar până la urmă l-am făcut în Notion și e mai bine că am făcut așa, pentru că Notion-ul l-am și pe telefon și l-am și pe laptop și dacă sunt pe laptop pot să-l accesez de pe laptop, dacă sunt plecată, spre exemplu, și vreau să văd dacă am vreo carte anume și am uitat de ea în bibliotecă, pot să intru aici și mi le-am făcut în așa fel încât să-mi arate și cele pe care le-am citit și deocamdată am înregistrat, ca să știți câte am înregistrat, stați că se încarcă, se încarcă mai greu, nu știu de ce, dar merge greu. Come on, baby. Hai că mai erau câteva, așa. 217 cărți, din care am citit 116. Bine, am citit eu mai multe la viața mea, nu doar 116 cărți. Dar atâtea am fizic pe care le-am citit, că am tot dat din ele. Am avut o perioadă în care nu vroiam să țin cărți și tot cum le citeam, cum le dădeam, dar după aia m-am gândit că m-am răzgândit și am zis, hei, totuși vreau să-mi fac bibliotecă. Și asta vom face, încerc să-mi fac... și un colțișor așa în care să citesc. Asta știu că mi-am dorit tot timpul și nici nu știu de ce nu mi-am făcut niciodată și acum m-am gândit că n-ar strica dacă tot am chef să-mi ocup mintea cu ceva, să mă ocup de lucrurile astea. M-am văzut și cu Aniela,
Și am mai schimbat idei și cu ea, am mai povestit și cu ea. Și în rest, da, am fost așa, am fost foarte, în ultimele zile, am fost foarte, așa, încerc să mă ocup din ce în ce mai mult, să mă ocup mintea. Mi-am făcut niște liste cu clipuri, s-ar putea să filmez mai mult, de aia, dacă o să vedeți că vin puțin clipurile amestecate și vin puțin zăpăcite unele, nu vin la timp sau vin clipuri în plus sau ceva, bear with me că e de la asta, că încerc să trezesc, să mă ocup mintea cu ceva și așa. Am ups and downs, ca să zic așa, din cauza situației astea. Pe lângă asta, apropo, încă o chestie pe care n-am vorbit în vloguri, și anume podcastul. Am dat drumul la podcast. Asta măcar a fost un lucru care a ieșit bine, slavă cerului. Cred că în afară de podcast, în iulie nu mi-a ieșit nimic bine. Nimic. Așa. Și mă mulțumesc din suflet că ați intrat în partea de membership. Am deschis partea de membership pentru podcast, dar nu cred că o să ne limităm numai la podcast, că am început să discut cu voi și să vedem. Mi-ar plăcea să facem și live-uri în membership, mi-ar plăcea să mai discutăm și despre cărți sau despre alte subiecte, dar podcastul în sine am zis să-l țin cumva ferit de oamenii care nu sunt neapărat bine intenționați sau care vin pe canalul meu, că îi știu și sunt destui, care vin doar așa ca să se pară ei mai inteligenți decât presupune ordinea mondială și vor ei să-mi demonstreze cât sunt eu de proastă sau vor ei să mă atace sau să arate, să răstălmăcească niște lucruri pe care le zic și cumva ca să mai filtrăm universul, am deschis membership-ul ăsta, nu l-am pus un preț mare, l-am lăsat la prețul standard pe care îl cere YouTube-ul, că ăsta e prețul standard pe care îl cere YouTube-ul, care e mai mic de, nu știu, cred că e mai puțin decât o sticlă de cola la 2 litri. Nici nu mai știu cât este cola la 2 litri, dar cert e că e mai puțin de 10 lei. Și pentru cine vrea, nu e, mi-au mai scris câteva persoane că, știi, nu, am să mă rezum la clipurile care sunt publice. Nu e nicio problemă, nu sunteți obligați să intrați în membership dacă nu vreți. Dacă vreți, și v-am zis, cu pregătire o să avem podcasturile acolo. Dacă nu vreți să intrați și nu vreți să ascultați podcastul sau ce mai facem pe acolo, nu e nicio problemă. Oricum o să vină clipurile normale. O să încerc, v-am zis, să găsesc și alte chestii de făcut pentru asta, pentru pentru membership și pentru partea de membership, dar trebuie să mă pun puțin în ordine, trebuie să mă pun în ordine și cu creierii capului. Și în principal, un lucru pe care vreau să-l fac asta și l-am început cumva de dimineață, dar nu am continuat, să pun puțin casa în ordine, că parcă iarăși a explodat tot în jurul meu. Bine, nici nu m-am ocupat, pentru că a fost o chestie și încercam să mă pregătesc pentru treaba aia și nu m-am mai ocupat. Mi-am scos foarte multe lucruri din priorități. Și acum când m-am uitat în jurul meu, zice că a căzut bomba atomică, ceva de genul, parcă totul e pulverizat și încerc să mă adun și mental și fizic și prin casă și peste tot. Dar este foarte cald, pe afară nu se poate face nimic, e super cald, este un enervant de cald câteodată și eu nu pot. Îmi place căldura, dar nu pot să fac nimic efectiv afară și atunci mă rezum la casă. N-am reușit să citesc mare lucru până acum. Ieri mi-au ajuns niște cărți, să vi le arăt. Iar alaltăieri am făcut cărțile. Stați că sunt în haos, sunt cum în mintea vraiște, cum am zis. Alaltăieri am rezolvat cărțile de care vă zic, adică am făcut, le-am înregistrat, iar m-am văzut cu Aniela și azi mi-au ajuns cărțile. Da, nu că ar avea foarte mare importanță, pentru că știu că oricum, când o să vedeți voi clipul ăsta, o să fie trecut deja ceva timp. Dar ca idee. Și mi-au venit ieri niște cărți. Le-am pus și pe astea acolo, bineînțeles. Și avem o dată cărțile lunii iulie la bucla, pentru că nu am apucat să le citesc eu pregătindu-mă pentru treaba asta și fiind foarte așa, n-am apucat să le citesc. Dar avem o dată Stephen King, Billy Summer. Înțeles că este o ceva nouă apariție. Am vorbit cu fetele de la Book Club și erau foarte entuziasmate, le-am văzut foarte entuziasmate de Stephen King și zic, hai să
Găsim o carte pe care n-au citit-o ele, că eu oricum n-am citit aproape nimic. O singură carte am citit-o de la Stephen King și m-a dezamăgit profund. Dar discutăm despre ea la final de lună. Și hai să citim ceva ce n-ați citit, ceva ce nu, la care n-ați ajuns. Și se pare că asta este cartea la care niciuna dintre ele nu au ajuns. Probabil pentru că este și apariție nouă, 2021-2022, ceva în genul ăsta, și bănuiesc că de aia. Așa, și asta este una din cărțile de la Book Club-ul nostru, 2021. Așa, și următoarea este Menajera, iarăși o carte super populară, m-am apucat de ea aseară. Citit un pic din ea, vreo 100 de pagini. Până acum e ok, nu mă dau pe spate, dar e ok. Și... da, și asta este o carte foarte populară, tot un thriller. Deci luna iulie a fost pe thrillere, deși nu o să facem meet-up-ul pentru cărți la Book Club în iulie, pentru că n-am citit și nici celelalte fete n-au stat prea bine la citit, așa că am decis să nu ne adunăm să vorbim despre cărți. Când sunt perioade din astea când nu putem să citim sau nu citește chiar nimeni, amânăm să vorbim despre cărțile și mai amânăm o lună. Și următoarea carte pe care mi-am luat-o, a treia, este a doua din volumul 2 din Caraval, căruia eu îi spun tot timpul Carnaval, pentru că da, dislexie. Și că lumea, deși motiv pentru ca lumea să mă creadă idiotă, dar nu-i problemă. Probabil chiar sunt. Dar da, Carnaval. Caraval. A doua, legendar. Cartea a doua din Caraval. Că aș vrea, cred că anul ăsta aș vrea să termin seria asta. Îmi place foarte tare cum scrie Stephanie Garber și la asta cu... a fost odată o viață... o inimă frântă. Nu știu ce am de zic că a fost odată o viață frântă. A fost odată o inimă frântă la asta. Am... am văzut că urmează să apară volumul 3 din seria asta în octombrie sau ceva de genul ăsta. Nu știu când o să se traducă la noi, dar cu siguranță aștept, pentru că am și volumul 2 din asta și mai trebuie să-mi iau volumul 3 din aia, din Caraval, și poate le citesc până la final de an, astfel încât să fiu la curent când apare cartea nouă. Și în rest, toate bune și frumoase, că grădina stă relativ bine, în sensul că roșiile mele se coc, am mâncat, chiar astăzi am mâncat prima roșie mare din grădină, am scos aproape toți morcovii, trebuie să mai lucrez la ceva pe acolo, nu am flori, pentru că mi-au fost scoase și dalile pe care le-am pus și cosmosul mi-au fost jumulite, și am încercat să mai salvez, dar nu. Așa, am cules un măr, o să vă duc diseară prin grădina eventual și o să vă arăt așa mai în detaliu. Dar de principiu, da, cam asta e, cam asta. Sunt puțin cam bleagă, dar sper să-mi revin. Adică sper că filmând și întindu-mi în rutina clasică să-mi revin. De fapt, cu siguranță o să-mi revin, că nu e prima dată. Singura problemă, singura mea mare grijă este că momente de genul ăsta, când sunt foarte dezamăgită, îmi este foarte frică să nu-mi reapară depresia. Să nu o răscolesc să se reinstaleze, că sunt foarte multe șanse. Și de-aia încerc să-mi dau de lucru mental și de-aia încerc să fac chestii ca să nu reactivez zona aia. Pentru că odată ce sufer de depresie, din punctul meu de vedere, nu știu, e pur o părere personală, nu toată lumea e de acord cu mine și nici tu, nici medici nu sunt de acord în totalitate, că unii consideră că te poți vindeca. Eu cred că tot rămâne o doză acolo, tot rămâi cu ceva și la un moment dat, dacă se întâmplă un eveniment tragic sau ceva care să-ți declanșeze, iar aia îți poate reapărea. Și de-aia zic că de depresie nu prea te vingi. Deci e exact ca o boală din aia care... intră în remisie, știți? Adică o tratezi, o ții pe picioare și intră în remisie la un moment dat și nu mai auzi și tace. Și dintr-o dată, dacă o superi, dintr-o dată se reactivează. Cam așa văd și depresia. Și de aia, asta e singura mea grijă în momentul de față, de aia vreau să-mi dau puțin de lucru, să... mi-e cald. Bine, am oprit și ventilatorul, că am ventilatorul aici. De aia vreau să-mi dau puțin de lucru, ca să fiu sigură că măcar îmi țin mintea ocupată. Și asta este. După aceea vom vedea ce mai face. Da. Mă duc să fac ceva acum, nu știu, să fac ceva, nu știu, de mâncat sau ceva.
să mă apuc de ce făcut un pic de ordine și eventual vorbim mai pe seară. Aș mânca ceva în seara asta, dar nu știu ce, sinceră să fiu. Habar n-am. Nu știu ce să mănânc. Nu știu, parcă aș face niște paste sau nu știu ce. Ah, am făcut cu ocazia asta și prima dată. Pentru prima dată în viața mea am făcut paste carbonara. Pentru că eu știam că pastele carbonara se fac cu smântână, cu nu știu ce, și după aia am văzut pe TikTok, magicul TikTok, că nu e adevărat, nu se pune smântână la pastele carbonara. Și am făcut și eu și mi-au ieșit chiar foarte bune. Și vor intra în rotație de acum încolo. Mi se par puțin cam sățioase și parcă pastele mele cu ton și parmezan sunt și mai bune și mai simple. Dar nici astea nu-s rele și cred că vor intra de acum încolo și astea în rotație, pentru că, da, au ieșit chiar bune. Și chiar am rămas surprinsă de mine că mi-a ieșit bine din prima, de aia și coșuri și toate cele, pentru că am mâncat brânză. Da, de. Choose your battles, cam așa. Bun, mă duc să fac ceva interesant și vorbim după aceea. Cânta o mierlă. Aia vroiam să vă arăt. Și tocmai am văzut că a dat vântul. Aia e o mierlă. E foarte drăgălașă. Și tocmai am văzut că a dat vântul jos niște proplelele din astea pentru meri. Pentru că am ajuns să le punem proptele la crengi. Fiindcă se rup de câte mere au. Și nu știu dacă auziți, dar bate vântul destul de tare. Pentru că azi noaptea a plouat. A fost vijelie și a plouat. Stați să căutăm un pic de adăpost așa de vânt. Uf!
aseară am vrut să vă arăt grădina mea, numai că era puțin cam multă gălăgie pe aici și n-am putut să vă arăt. Așa că am venit acum, am filmat aseară câteva cadre ca să vedeți ce roșioare fantastice am eu și frumoase. Trebuie să le leg. Trebuie să le leg și trebuie să mai curăț puțin printre ele și castraveții la fel trebuie să-i leg, dar în rest foarte, foarte veseli și mai ales după ploaia de aseară, de azi noapte, care a fost numai bună. Și am o cafea aici care are o culoare absolut discutabilă. Da, îmi place cafeaua cu lapte din asta vegetal, dar prinde o culoare, Doamne, Domnezeule, dacă n-ai din ăla să-ți faci spumă, arată într-un mare fel. Și nu mai am din ăla de făcut spumă, mixer din ăla. Și în rest, în materie de pomi, numai prunul ce mai este productiv, restul meri și prunul, în rest nimic altceva. Dar, da, mă uit că le-a prins tare bine ploaia de seară, cu toate că eu am udat aseară, dar nu mai e nevoie să ud în dimineața asta. Which is amazing, ceea ce înseamnă că pot să mă apuc să jumul puțin din bălăriile astea de aici și să leg roșioarele până nu se face cald. A venit soarele aici, dar nu știu dacă observați roșiile astea cum stau, grămadă una peste alta. Și mai ales, aș vrea să observați asta, nu cred că vă puteți da seama cât este de mare roșia asta. O să aibă peste 500 de grame. Nu mai ia. Deci nu mai ia. Apropo de proptele, iar că am trebuit să le pun proptele și ăstora. Dar da, avem una aici care începe să se coacă bine, bine, bine. Este... Stați așa că nu știu ce filmez. Ah, nu se vede de lumină. Așa, asta. Asta. Și este puțin lovită aici pentru că s-a lovit de asta. De... Asta de fier de bară asta pe care am pus-o ca să le sprijin. Da, nu-i problemă. Și mai avem încă o grămadă de floricele. Iar în partea cealaltă, pe partea aia, acolo la roșii, la cherry, la roșiile cherry, sunt încărcate. Sunt ciorchini și foarte multe flori. Ceea ce mă bucură că înseamnă că o să am, dacă totul decurge bine, o să am până târziu. Asta trebuie să o leg neapărat aici. Și asta trebuie legată. Ia uitați și pe asta ce are aici. Ia uitați. Sunt foarte happy. Sunt foarte, foarte, foarte happy. Dați că nu se vede. Sunt foarte happy cu roșiile mele. Nenea asta de la care le iau, de la care le cumpăr, are sămânță foarte bună, că de-aia nici nu are sens să mă complic eu să cumpăr semințe, să-mi fac eu răsadul meu, că nu pun multe și pot să cumpăr de la cineva care face, știu că are sămânță bună și cumpără sămânță selecționată și este sămânță bună și de fiecare dată când am cumpărat de la el am avut rezultate de genul ăsta, așa că n-are sens. Ia uitați, și un castravețior. Am pus un borcan de castraveciori numai din ăștia așa, numai din aia. Și cred că o să mai adun, să mai pun unul, cel puțin. Pe aici am busuioc și multe bălării, astea trebuie să le curățăm neapărat astăzi. Și să vedem dacă mai găsim castraveciori pe aici. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Ia uitați, ia uitați ce e aici, veselie. Iar în ce privește arde ea și, pe lângă faptul că trebuie să-i curăț și pe ei de bălării, am și aici, iarăși, o populație foarte, foarte veselă. Aia este varza kale, de care nu știu ce să vă zic, nu prea sunt încântată, adică nu prea îmi place ca idee. Prefer varza normală și nu știu dacă la anul voi mai pune. Plus că se umple de fluturi, atrage foarte mulți fluturi și foarte multe chestii, că de-aia nici mama nu punea varză în grădină, că o atragea melci și fluturi. Hai să zicem că cu melci ne-am descurcat, dar cu fluturii trebuie să stropesc pentru fluturi și nu vreau. Și aici avem ardei din ăștia grași, care încă sunt destul de micuți. Poate le punem niște îngrășământ astăzi, dacă reușesc să curăț pe aici. Și în partea asta sunt acele cherry de care vă spuneam. Și a doua tură de castraveți, care și ei trebuie sclegați. Au căzut de la vânt. Ia uitați ce le-a făcut vântul. Ia uitați. Avem un ciorchine mare, 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 doi ciorchine pe partea ilaltă, o roșie care stă agățată aici, încă un ciorchine mare, mare, mulți ciorchini pe partea asta, mulți, 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 mulți ciorchini. Și aici avem multe roșii, și aici sunt multe roșii, astea sunt tot cherry, foarte vesele de altfel și ele. Si castravețiori! Sunt foarte happy, a început sezonul 2 de salate.
runda a doua de salate și mă bucură tare mult și busuiul ăsta crește într-o veselie, este numai bine pentru pesto. Mai am ceva morcovi acolo, trebuie să curăț și asta, să scot tot și să curăț. Și în rest cam atât. Și mai avem un happy. Happy Luciu, ce faci? Ce faci? Am fost aseară la plimbare și a fost tare fericită că ne-am plimbat. Thank you.
ce faceți. Mi-am dat seama că n-am terminat clipul ăsta, nu i-am făcut o încheiere și zic să fac o încheiere ca să măcar atât să ducem până la capăt. Da, m-am apucat după ce am vorbit cu voi să fac curățenie în strat, am pus și câteva rânduri de ceapă verde, mă rog, arpagică să se facă ceapă verde. Și după am intrat în casă, că eram foarte, foarte cald, am fost la magazin să iau un pepene, care s-a dovedit a fi foarte, foarte bun de altfel, și am văzut niște tempera, că am început să bage chestii din astea pentru copii, și am văzut niște tempera și mi-am luat un set din ăla mic de tempera pentru copii să mă joc și m-a trăznit să mă apuc de pictat. Ceea ce e bine, pentru că e o formă de terapie pentru mine și mă ajută foarte tare și m-am apucat să fac o chestie, dar încă nu e gata. O să vă arăt eu când e acolo. Nu știu dacă se distinge. O să vă arăt eu când o să fie gata pe Instagram, într-un vlog, ceva, o să vă arăt. Da, și cu asta mi-am petrecut mare parte din după amiaza de ieri. După care am băut o cafea pe la 6, ceea ce e destul de târziu pentru mine. Și pe la 10 mâncam friptură. Da. Cam asta a fost activitatea mea magică pe ziua de ieri. În rest nimic deosebit și iar astăzi fiind urât afară, am zis să termin, să mai lucrez la tabloul ăla, să mai fac ceva. Am tendința de a lucra non-stop la tablouri, dacă se poate, când mă apuc de ele, să le fac până le termin, ceea ce nu e neapărat bine, pentru că de multe ori pierd așa contactul cu ce vreau să fac, de fapt, și nu-mi ies cum trebuie. Oricum, se vede că n-am mai pictat de foarte, foarte mult timp și trebuie să reiau, să reformuez exercițiul ăsta, apropo de cartea cu pic. Și în rest nimic deosebit. Da, cam asta a fost vlogul de astăzi. Pare rău dacă a fost prea, nu știu, plângăcios, miorcăitor sau ceva. O să-mi revin, o să ne revenim, o să trecem peste, nu o să mor eu din atâta. But whatever. Trebuie să recalculez schema, trebuie să refac lucruri, trebuie să mă gândesc la multe chestii și da. Mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Și nu uitați de podcasturi, dacă încă nu ați ajuns la ele, le aveți și pe astea în descriere, vi le las în descriere și acolo le găsiți dacă nu ați ajuns încă la podcast. O să public în fiecare sâmbătă câte un episod nou din podcast, teoretic. Practic, nu știu, să vedem, practic, poate mai am și altele, că am filmat asta am mai făcut ieri, am mai lucrat la podcast, la câteva episoade de podcast, deci s-ar putea să avem și câteva episoade în plus față de sâmbătă. Dar rămâne de văzut. Vă pup, vă mulțumesc încă o dată dacă ați rezistat până la final și ne vedem în următorul clip care, whatever, nu știu când o să fie sau ce va să fie.